Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit din nou pe canalul meu, Bucătărește cu Rodica! Astăzi vom face o cină delicioasă, vom face o pizza fără aluat, cu cartofi. Este o rețetă foarte ușoară și merită încercată. Deci să începem rețeta. În primul rând vom avea nevoie de 2 cartofi, pe care îi vom curăța și îi vom spăla bine, în apă rece. Următorul pas, vom răzui cartofii. Puteți să îi tăiați la fel și cu un cuțit în șuvițe subțiri. Doar că necesită mai mult timp. Sunt gata cartofiorii, acum vom adăuga puțin piper, boia dulce sau iute, după gustul fiecăruia, și puțină sare, după care vom amesteca. Următorul pas, vom avea nevoie de o tigaie în care vom adăuga puțin ulei. Vom așeza cartofii. După care vom acoperi tigaia și vom găti cartofii la foc mediu, aproximativ 10 minute. Între timp, vom tăia 3 feliuțe de șuncă. Vom răzui și 60 de grame de cașcaval. Dacă doriți, puteți să puneți mozzarella sau orice alt tip de cașcaval. Vom mai avea nevoie și de 2 ouă mici. Le vom bate puțin și le vom da deoparte. Este foarte important să gătiți cartofiorii la foc mediu. Nu dați focul prea mare pentru că se vor arde și nu se vor găti. Vor rămâne cruzi. Vom adăuga ouăle. Vom acoperi tigaia și o vom mai lăsa să se gătească aproximativ 3 minute. După cele 3 minute, vom învârti pizza cu grijă pe cealaltă parte. Următorul pas, vom adăuga 2-3 linguri de ketchup sau pastă de roșii. Șunca. Cașcavalul. Vom acoperi tigaia și o vom mai lăsa aproximativ 5 minute. Și gata este cina noastră! Uitați ce bine arată! Uitați ce pizza delicioasă! Acum o vom decora puțin cu rozmarin și ce să vă mai doresc, doar poftă bună! Este o rețetă ușoară, delicioasă, merită să o încercați! Dacă v-a plăcut rețeta,
Dați-mi un like, distribuiți, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul. Vă pup! Pa, pa!